Putem începe? Da. Bună ziua! Astăzi, în cadrul Ministerului Sănătății, organizăm acest eveniment media în care venim cu ultimele relatări privind evoluția procesului epidemic prin COVID-19 și progresul de implementare a campaniei de vaccinare. Deci, conform datelor de bilanț din săptămâna precedentă, în Republica Moldova au fost înregistrate în total 9765 cazuri noi de infectare prin COVID-19. Din acestea, circa o treime, sau mai precis 3115 cazuri, au fost înregistrate în regiunea Transnistria, da, unde am avut cel mai mare număr de cazuri de infectări noi, și altele 2622 de cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Dacă ne uităm la dinamica procesului epidemic, constatăm o reducere cu 15% a numărului de cazuri noi comparativ cu săptămâna precedentă. Și, de fapt, în ultimele 9 zile înregistrăm o scădere constantă a numărului de cazuri noi. La fel, nivelul de îmbolnăvire din săptămâna precedentă a fost unul mai redus decât în antecedente sau două săptămâni anterioare, deci am ajuns la un nivel care îl înregistram la începutul lunii octombrie. Necătând la aceasta, la dinamică relativ pozitivă sau dinamica pozitivă de înregistrare a cazurilor noi, în continuare avem un număr mare de pacienți spitalizați. Astfel, pe parcursul săptămânii anterioare, în mediu, am avut în fiecare zi peste 2900 de persoane internate cu diagnostic de COVID, deci care se aflau în spital, dintre care 277 de persoane se aflau în terapie intensivă, deci vorbim datele în fiecare zi, și din acestea circa 40 de persoane erau cu ventilație invazivă. La ora actuală în Republica Moldova sunt total activate 3561 paturi pentru pacienți COVID și dintre care 354 paturi în terapie intensivă. Dacă ne referim la dinamica deceselor, și aici a fost înregistrată o creștere a numărului de decese comparativ cu săptămânile anterioare. Astfel, în săptămâna precedentă, în total, am avut 293 de persoane care au decedat cu diagnostic de COVID-19. Din aceste 293, 274 sau 95, peste 95% din pacienții decedați au fost persoanele neimunizate, care nu aveau administrat vaccin. Ceea ce este ce ne oferă speranță, da, și înainte de aceasta vreau să menționez și distribuția pe geografică, pe teritoriile țării. Deci, conform datelor din săptămâna precedentă, avem 5 teritorii administrative în care au fost înregistrată incidența peste nivelul pragului roșu. Și aceste teritorii sunt Bălți, unde avem cea mai înaltă incidență, la fel Chișinău, Dondușeni, Basarabeasca, Anenii Noi și, de fapt, regiunea Transnistria înregistrează cel mai înalt nivel de incidență, cu o cifră de 655 de cazuri noi cumulativ pentru ultimele 7 zile la 100.000 populații. Este foarte important ca în toate regiunile menționate, unde avem astăzi stabilit nivelul de prag de alertă roșu,
să se mențină în continuare toate măsurile care sunt stabilite pentru acest nivel de prag de alertă. Am menționat anterior de încă un indicator care ne oferă speranță pentru perioada următoare. Vorbesc de rata de reproducere a virusului, care de fapt măsoară numărul mediu de persoane infectate de fiecare persoană pozitivă. În săptămâna precedentă, acest indicator, rata de reproducere, a fost de 0,89, deci sub 1, și a înregistrat o scădere cu 15% comparativ cu săptămâna precedentă. Referindu-ne la progresul campaniei de vaccinare, da? Și aici este foarte important, noi vrem să sperăm că aceste tendințe de scădere a numărului cazurilor noi se vor păstra și în perioada următoare și noi vom înregistra un declin a procesului epidemiologic, astfel ca să depășim acest val cu care se confruntă la ora actuală Republica Moldova. Dar și mai important este ca în această perioadă să continuă eforturile de imunizare a populației, pentru că doar în asemenea condiții putem să ne protejăm de eventualele valuri ulterioare sau intensificarea procesului în viitor. Referitor la imunizare, conform datelor care le avem înregistrate la ziua de astăzi, 25% din populația generală din Republica Moldova sunt persoane imunizate cu schema completă. Și această cifră, de fapt, ne demonstrează că suntem încă la o distanță destul de mare de la atingerea țintei prin care putem asigura imunitatea colectivă. Da? Și vorbim de un nivel de cel puțin 70%. Săptămâna precedentă au fost imunizate peste 33.000, mai precis 33.664 de persoane. Aceasta constituie o creștere cu 15% a persoanelor vaccinate pe parcursul săptămânii comparativ cu săptămâna anterioară. Dacă ne referim la teritoriile țării, în continuare Chișinău se înregistrează o acoperire cea mai înaltă, în special la nivelul 38%. Deci ce realizăm pentru a depăși această reticență care există la ora actuală față de vaccinare în populația din Republica Moldova și care au fost acțiunile realizate de Ministerul Sănătății, de sistemul medical, dar și de reprezentanții altor autorități, atât centrale și locale, pe parcursul săptămânii imunizării, care, după cum cunoașteți, a fost lansat în data de 25 octombrie. Deci, în contextul săptămânii imunizării, care a avut ca scop o intensificare a procesului de comunicare și de informare și impulsionarea campaniei de vaccinare, am fost mai prezenți în mass media, au fost lansate mesaje de încurajare pentru vaccinare de mai multe persoane publice care au venit cu aceste mesaje importante către populație. Au fost organizate emisiuni în care au participat și au venit cu detalii, cu explicații, cu răspunsuri la acele întrebări care astăzi persistă în societate privind siguranța și eficacitatea vaccinurilor, specialiștii și experții din sănătate publică și imunologie. Pe lângă această componentă de comunicare și de informare, a fost realizată o mobilizare comunitară
Astfel, în parteneriat cu agenții economici au fost deschise 26 puncte de vaccinare în 3 rețele de supermarketuri și în centrele comerciale din municipiul Chișinău, dar nu doar, și în alte localități din Republică. La fel, am avut amplasate și active 16 puncte mobile de vaccinare organizate la fabrici, farmacii și alte locații din comunitate. Adițional la acest efort, pe parcursul zilelor de weekend, în sâmbătă și duminică, au fost vizitate 170 de localități din 20 de raioane din Republica Moldova de către echipe de voluntari care au mers cu acțiuni de informare și au mobilizat persoanele să se prezinte la centrele de vaccinare. În același timp a fost asigurat și a fost extins programul de activitate a centrelor de vaccinare în cadrul centrelor de sănătate. Rezultatele acestui efort pe parcursul zilelor de 30 și 31, sâmbătă și duminică din săptămâna precedentă, au fost administrate 5693 doze de vaccin, ceea ce constituie o creștere de 75% dacă comparăm cu numărul dozelor administrate în zilele de weekend din săptămâna anterioară. Lucru care ne demonstrează că există un potențial încă nevalorificat, anume prin mobilizarea comunitară, prin implicarea autorităților publice locale. Da, menționez că în aceste activități, în aceste acțiuni au fost realizate și asigurate cu participarea activă a primarilor din localități și altor reprezentanți autorităților publice locale. Și în acest context vreau să aduc mulțumiri și recunoștință în primul rând lucrătorilor medicali care continuă să depună eforturi considerabile, atât medicale cât și logistice, pentru a face posibil ca vaccinurile împotriva COVID sunt disponibile, sunt aproape de cetățeni și asigură acest proces din punct de vedere medical și logistic. Totodată, este foarte important ca acestor eforturi din partea sistemului de sănătate să se alăture întreaga comunitate și nu doar. Mă adresez aici și către angajatori, cei care în colectivitățile pe care le administrați, la fel aveți responsabilitatea să asigurați în primul rând siguranța lucrătorilor, angajaților, da? Lucru care dorim să preîntâmpinăm este să nu fim în situație să impunem noi restricții și acest lucru depinde de fiecare din noi. La fel, în cadrul informației care prezentăm astăzi, aș vrea să informez populația referitor la câteva aspecte care le percepem din acele întrebări care parvin la Ministerul Sănătății și mă refer aici la acele măsuri care sunt aplicate persoanelor vaccinate ce au fost în contact cu o persoană bolnavă. Deci a fost modificat protocolul clinic național care astăzi este aprobat prin ordin Ministerul Sănătății, unde se regăsesc și noi prevederi referitor la măsurile de carantinare sau de plasare în carantină a contactelor. Astfel, orice persoană vaccinată cu schema completă de vaccinare împotriva COVID-19, care a avut contact cu o persoană pozitivă la virusul SARS-CoV-2, nu se plasează în carantină, cu excepția
persoanelor sau contactelor din aceeași gospodărie. Deci dacă persoana bolnavă, da, este un membru al familiei sau locuiește în aceeași gospodărie cu persoana vaccinată, atunci în cazul respectiv contactul se plasează în carantină. În celelalte cazuri este important să se asigure monitorizarea clinică, monitorizarea simptomelor pe parcursul a 14 zile. Totodată persoana vaccinată care a fost în contact cu o persoană bolnavă își poate continua activitatea și nu se plasează în carantină. Și un alt aspect asupra căruia la fel vreau să atrag atenția atât a cetățenilor cât și agenților economici este importanța respectării măsurilor care astăzi rămân în vigoare și am menționat anterior că conform datelor din săptămâna trecută avem 5 regiuni care sunt astăzi plasate în zona roșie sau pentru care sunt este stabilit nivelul de prag de alertă roșu și în special în aceste regiuni, în aceste localități este foarte important să se asigure respectarea tuturor măsurilor care sunt stabilite pentru acest prag de alertă. Mă refer aici și la obligativitatea și responsabilitatea agenților economici de a verifica certificatul COVID atunci când vizitatorii sau clienții unităților respective se prezintă la aceste unități. Ne referim aici la care unități. Vorbim de unitățile de alimentație publică, da? Deci toate localurile, cafenele, restaurante, baruri. Vorbim de centrele de sport și fitness, unde la fel accesul vizitatorilor se face în mod obligator la prezentarea certificatului COVID. Același lucru este obligator pentru vizitatorii, pentru spectatorii care se prezintă la teatre, cinematografe sau sălile de concert. Este foarte important ca certificatele care sunt prezentate să fie scanate pentru a verifica veridicitatea acestor certificate. Și în acest sens, pe platforma certificate GovMD este disponibil acest instrument de scanare. La fel, este foarte important ca persoana responsabilă de verificarea certificatului COVID să solicite și buletinul de identitate a persoanei care se prezintă, astfel ca identitatea persoanei să corespundă cu numele deținătorului de pe certificatul COVID. Deci, acestea sunt informații care am vrut să vă relatăm dacă aveți careva întrebări. Doamna Nicolaescu, chiar în cadrul unei emisiuni, unul din coordonatorii campaniei de vaccinare a declarat că certificatul COVID-19 ar putea fi obligatoriu și pentru angajații unei întreprinderi, adică la muncă să prezentăm. Vrem să știm dacă într-adevăr va fi implementat sau se planifică implementarea acestei practici. De fapt, aceasta este o măsură adițională. Decizia referitor la aplicarea oricăror măsuri adiționale este luată de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Subiectul urmează să fie discutat și în cazul în care este o decizie pozitivă, noi nu excludem astăzi necesitatea unor asemenea măsuri pe viitor. Totul depinde de cum se va mobiliza populația și care va fi ritmul de creștere a campaniei de vaccinare. Nu am făcut o comparație cu infectările în rândul lucrătorilor medicali care sunt acum și care au fost în martie, când la fel am avut o creștere bruscă. Cifrele sunt aproximativ aceleași, variază între 25-40 de infectări. Vrem să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru și totuși avem, deși sunt 90% vaccinați, totuși avem infectări în rândul lucrătorilor. Este adevărat că pe parcursul lunii octombrie, atunci când am înregistrat o creștere explozivă a numărului de cazuri noi, au fost afectați și lucrătorii medicali, pentru că anume acest grup
sunt cei care se află în contact direct și care, de fapt, oferă asistență pacienților infectați. Noi, ceea ce este de îngrijorare, că în ultima lună, de fapt, am înregistrat o creștere a numărului de cazuri printre lucrătorii medicali, dar această creștere, din nou menționez că este pe fondalul exploziei de cazuri noi. Totodată, lucrătorii medicali sunt acea categorie profesională care vor fi prima categorie pentru care va fi recomandată a treia doză de vaccin, da, de rapel. Astăzi suntem în etapa de definitivare a acestor recomandări, deci specialiștii, experții, după ce a fost emisă recomandarea de către Consiliul Național de Experți în domeniul imunizării, elaborează aceste scheme care vor fi puse în aplicare și imediat ce acestea sunt gata, vom veni și cu informații la acest subiect. Și vrem să știm dacă au fost depistate sau verificate, de fapt, depistate certificate COVID-19 de vaccinare false în rândul lucrătorilor medicali, dacă sunt astfel. Astfel de informații la Ministerul Sănătății nu au pervenit. Dumneavoastră cunoașteți că cooperăm la acest subiect cu colaboratorii poliției și toate sesizările, niciuna din sesizări care a parvenit nu s-a referit la lucrătorii medicali. Investigația este realizată de către colaboratorii organelor de drept. La moment actual, în cadrul Ministerului Sănătății, nu dispunem de datele actualizate sau careva date mai actuale la acest subiect. Cunoaștem de mai multe cazuri care sunt sub investigare. Domnul Gâlcă a declarat anterior că spitalele care sunt antrenate în tratarea pacienților cu COVID-19 nu mai dispun de medicamente. Multe medicamente lipsesc în instituții. Ceea ce pot să vă menționez cu certitudine, toate solicitări care parvin din partea instituțiilor medicale la ora actuală sunt asigurate. La ora actuală noi nu vorbim de careva insuficiență sau lipsă de medicamente în instituții medicale. Mai mult decât atât, reprezentanții municipalității participă în mod regulat la toate întrunirile a punctului focal care se întrunește zilnic în cadrul Ministerului Sănătății și toate aceste subiecte se discută și se coordonează. Ceea ce vreau să menționez că nu avem astăzi careva solicitări care nu au fost satisfăcute. Vrem să vă întrebăm despre cazul când în weekend un bărbat a fost imunizat în drum, să vedem dacă Ministerul Sănătății s-a sesizat în acest caz și care este poziția vis-a-vis de această situație. Eu am menționat și anterior că pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică au fost realizate mai multe acțiuni de mobilizare comunitară în care, de fapt, echipele mobile, inclusiv echipele de voluntari, au mers proactiv în comunitate și au îndemnat și au încurajat persoanele să se vaccineze. Toate punctele de vaccinare, de fapt, au activat în cadrul centrelor de sănătate, ceea ce planificăm pentru perioada imediat următoare și aici, la fel, vreau să menționez că astăzi, doar astăzi, la etapa când a fost lansată campania de imunizare, au fost emise și reglementări privind echipele mobile de vaccinare. Deci, pentru aceste echipe există cerințe, deși ele sunt minime, dar este foarte important ca ele să fie respectate. Administrarea vaccinului se realizează și poate fi realizată doar de către lucrătorul medical instruit în acest sens. La fel, este important respectarea tuturor
etapelor sau pașilor atât înainte de administrarea vaccinului, cât și după administrarea vaccinului. Acest lucru poate fi realizat de către echipa mobilă, deci nu doar în incinta unui centru de sănătate, dar cu respectarea cerințelor care sunt obligatorii și care sunt stipulate în ordinele Ministerului aprobate încă în primăvara acestui an, când a fost lansată campania de vaccinare. Dar să știe cine este acest bărbat, cum va fi găsit pentru rapel, dacă au fost prelevate datele din buletin și introduse în bază de date. Da, ceea ce pot să menționez că toate vaccinurile care sunt distribuite în teritorii, se duce evidența fiecărei doze de vaccin, inclusiv toate persoanele cărora le este administrat vaccin, sunt introduse în sistemul de evidență a vaccinărilor, lucru care le permite, pe de o parte, să beneficieze de certificatul de vaccinare. Totodată, este foarte important pentru autorități să urmărim evoluția acestui proces. Deci, toate persoanele imunizate sunt introduse în registrul electronic de evidență a vaccinărilor. Da, adică человек вряд ли носил с собой бюллетен. Сельчане никто не ходит с бюллетенами. Каким образом была вообще произведена вот эта вся процедура? Da, eu deja am răspuns că toate vaccinurile sunt administrate, au fost pe parcursul campaniei anterioare, au fost administrate în instituțiile medicale sau în prezența lucrătorului medical, da? Inclusiv acele reglementări la care am făcut referință cu echipele mobile, da? Datele sunt cazul în care nu este posibilă introducerea persoanei care beneficiază de vaccin în sistem la locul administrării vaccinului, lucrul acesta se realizează în cadrul centrelor de vaccinare. Cu certitudine astăzi, cu toată certitudinea pot să spun că nu avem persoane imunizate de care să nu cunoaștem sau care nu sunt introduse în sistem. Avem persoanele care au administrat vaccinul în afara țării. Și aici vom veni în zilele imediat următoare, sperăm că chiar până la finele săptămânii, în care lansăm acest modul adițional în sistemul nostru național de evidență și tot cetățenii Republicii Moldova care dispun de un certificat de vaccinare obținut în oricare țară din Uniunea Europeană, îl vor scana în sistemul nostru și astfel noi vom completa evidența națională cu persoanele care au fost vaccinate în afara țării. Dar venim cu aceste informații în zilele următoare. Adică, ca să înțelegem, dumneavoastră susțineți că nu există nicio problemă ca oamenii să fie imunizați în drum și nu în centrele unde sunt dotate cu tot. Ceea ce am afirmat și afirm încă o dată, că există posibilitatea de administrare a vaccinului de către echipele mobile, nu doar în incinta centrelor de sănătate. Cu respectarea acestor cerințe, care sunt minime și în cazul unui centru de sănătate, da? Dar cunoaștem că persoana este în primul rând înregistrată, se verifică dacă starea persoanei, dacă nu are careva stare acută ce nu ar permite administrarea vaccinului, este important ca persoana să fie supravegheată pe parcursul cel puțin a 15 minute după administrarea vaccinului. Deci, aceste cerințe se respectă indiferent de unde are loc nemijlocit procesul de administrare vaccinului. Despre imunizarea copiilor, dacă, pentru că a început deja, dacă sunt copii care au fost vaccinați? Imunizarea copiilor în Republica Moldova încă nu a început. Deci acest lucru urmează să fie lansat. După cum spuneam și anterior, în cadrul Ministerului Sănătății se elaborează la moment acele cerințe, instrucțiuni, scheme care vor fi transmise către lucrătorii medicali, dar la moment suntem încă în pregătirea acestui proces. El nu a fost lansat. Vreau să ne spuneți ce a întâmplat până acum Ministerul Sănătății ca să îndepărteze cele nereguli de la centrul COVID de la Moldexpo pentru ca să poată fi instalată acea stație despre care toți se vorbește de ceva timp?
Referitor la condițiile de activitate a centrului COVID, la fel nu este pentru prima dată când se abordează acest subiect. Ceea ce este important să cunoașteți că a fost realizată o expertiză a spațiului respectiv pentru că instalarea unui asemenea sistem presupune și anumite cerințe pentru tehnice, da, vorbim, și grupul de experți au înaintat 10 puncte, 10 condiții care astăzi lipsesc în aceste spații pentru a face posibilă instalarea unor sisteme de aprovizionare, de asigurare cu oxigen. Și la moment, odată ce există careva riscuri care reiese din aceste neconformități, noi nu ne putem asuma această decizie de a instala asemenea sisteme, da, în spațiile existente. Domnul După... spunea că din punct de vedere tehnic este totul în regulă, adică doar așteaptă aprobarea Ministerului Sănătății. Da, eu vă spun și noi putem să prezentăm aceste constatări, aceste concluzii a grupului de evaluatori, grupului de experți care au evaluat sub aspect tehnic spațiile respective, unde sunt identificate și sunt înaintate spre realizare 10 puncte care astăzi sunt imposibil de asigurat în spațiul respectiv. De aceea noi astăzi nu vorbim sau nu recurgem la instalarea unui sistem de asigurare cu oxigen. Dar unde se reglează aceste lucruri? De ce pacienții nu sunt contați, cei care stau în reanimare, conectați la bateliile cu oxigen în alte spitaluri cu profil COVID? Da, ați văzut și din datele care au fost prezentate astăzi că înregistrăm o dinamică pozitivă cu 9 zile consecutiv reducerea numărului de cazuri noi înregistrate. La prima posibilitate de a reduce fondul de paturi care sunt destinate persoanelor, pacienților cu COVID, Centrul COVID este prima instituție care va fi implicată în acest proces, da? Mă refer la reducerea sau închiderea paturilor respective. Câte paturi la terapie intensivă au rămas libere la această oră? Da, la această oră, deci datele pentru ziua de astăzi, am menționat că în total în Republica Moldova avem 351 paturi IT, dintre care 12 sau și acestea sunt ocupate și 12 paturi de terapie intensivă la ziua de astăzi sunt libere. Unde pot fi efectuate testele la prețul de 300 de lei anunțate de guvern? Când? Referitor la tariful care a fost aprobat pentru testul diagnostic PCR, am menționat și anterior că acest tarif a fost ajustat și este acel cost care aplică instituțiile publice. Astăzi, instituțiile medicale care intenționează sau doresc să presteze acest serviciu contra cost, o pot face aplicând acest tarif. Dar este să fie clar că nu cu testele care sunt repartizate, care sunt procurate centralizat și distribuite către instituții, da, pentru necesitățile medicale. Noi vorbim de persoanele care doresc să-și facă testul nu la indicații medicale, da, dar neavând indicații medicale, și atunci urmează ca instituțiile medicale au această posibilitate, da, să efectueze contracost la acest tarif. Totodată, în cadrul Ministerului Sănătății a fost instituit un grup de lucru care a inițiat activitatea de a elabora anumite reglementări privind costul sau tariful testelor diagnostic care să fie aplicat și privatului, pentru că ceea ce constatăm astăzi în prestatorii privați aplică acest adaus
unul semnificativ, deci vom veni cu anumite reglementări și pentru prestatorii privați, anume pentru acest tip de test. Vă spun că Arbidol, care este un preparat medical, se vinde pe internet. Puteți să vă expuneți cât de legal este acest lucru și sigur pentru pacienții de la noi. Da, poate nu este domeniul meu direct de expertiză, dar din câte cunosc astăzi în Republica Moldova nu avem un cadru legal privind comercializarea acestor produse online. Putem să revenim cu mai multe detalii, dar nu pot să vă dau la moment. Deci este ilegal ceea ce se întâmplă acum. Având în referitor de vaccinul Johnson & Johnson, medicii de la centrele de imunizare susțin că este cel mai întrebat producător și susțin că stocul cam se subțiază. Vrem să știm dacă urmează să supliniți stocul cu Johnson & Johnson. Da, acest vaccin, bine, poate nu că pentru produs din considerentul producătorului. Cunoașteți că administrarea vaccinului respectiv, vaccinului Janssen, se face într-o singură doză, deci se consideră schema completă la administrarea unei singure doze și cu adevărat conform înregistrărilor care le avem în sistemul de evidență a vaccinărilor, este unul din vaccinuri căruia se dă preferință de mai mulți cetățeni, în special în ultima perioadă. Deci noi mai avem rezervat sau planificat pe platforma COVAX, prin intermediul acestui mecanism, să mai recepționăm o tranșă a acestui vaccin și suntem în așteptarea acestei decizii. Deci ea va fi posibil în dependență de disponibilitatea vaccinului la nivel internațional, în cadrul acordului care îl avem semnat cu COVAX. Mai avem tranșe care avem de recepționat acestui vaccin. Referitor de Moderna, de unde va veni acest lot și din ce bani? Și pentru cine, de fapt, este destinat? Referitor la destinație, noi va fi destinat la fel cetățenilor care doresc să-și administreze acest vaccin sau vaccin împotriva COVID. Totodată, anume vaccinul Moderna este vaccin care este recomandat sau care este inclus în schemele de rapel pentru doza 3. Am menționat și anterior că urmează să obținem aceste scheme detaliate de către specialiști, după ce ne vom putea expune la subiectul dat, referitor la asigurarea cu vaccinul Moderna. Săptămâna trecută am fost la fel informați de către reprezentanții UNICEF, care prin intermediul cărora operăm pe platforma COVAX, că în trimestrul 4, deci până la finele anului curent, Moldova urmează să recepționeze un lot de vaccin Moderna. Deci ne așteptăm ca până la finele anului să-l avem în calitate de donație prin platforma COVAX. Totodată a fost semnat și un acord de finanțare în baza căruia putem achiziționa acest vaccin, cazul în care va fi necesar sau nevoie adițională de acest vaccin, îl putem... Să înțelegem că atunci ar urma să înceapă vaccinarea cu doza booster. Deci, nu neapărat, pentru că nu doar vaccinul Moderna este vaccin aplicat în aceste scheme, deci urmează să primim aceste scheme de la specialiști, dar cu siguranță nu este unicul vaccin care se aplică pentru doza 3 sau doza booster. Aproximativ, va putea depista varianta Delta? Știm că avem echipament necesar, dar ceva nu funcționează sau care este problema? Da, avem echipament necesar, este un echipament inovativ care până la ora actuală nu a fost operat și nu a existat în Republica Moldova. La moment el este în fază de testare. Avem, chiar săptămâna trecută în țară s-a aflat o echipă
de specialiști de la Organizația Mondială a Sănătății, care de comun cu specialiștii noștri îl pun în funcțiune. Astăzi încă nu este lansat decât în fazele de testare. Din nou, cum am menționat și anterior, vom reveni imediat ce vom include și această metodă de secvențiere în metoda de supraveghere care, sau în mecanismul de supraveghere care îl aplicăm în Republica Moldova. Referitor de consumul de oxigen, care el este la ora actuală, a crescut, cine aprovizionează spitalele și dacă au fost situații în care spitalele au rămas fără oxigen? Eu acum nu pot să vă dau cifrele exacte referitor la cantitatea. În cadrul Ministerului Sănătății avem unitate care practic interacționează continuu cu instituțiile medicale și cazul în care apar careva necesități care necesită implicare sau aprovizionarea adițională. Deci, la ora actuală noi nu am fost cumva semnalați despre insuficiență de oxigen la careva instituții medicale. Și doar o precizare. Vreo două săptămâni în urmă a fost o echipă de la Ministerul Sănătății la spitalul din Edineț. Vrem să vedem până la urmă cine regulă a fost decisată, doamna Nimerencu, spătea în săptămâna trecută că a trebuit să apară un ordin în acest sens. Rezultatele acestei investigații, odată ce vor fi finalizate, cu siguranță vor fi făcute public, da? Astăzi încă nu pot să vin cu aceste detalii. Înainte de prosrogodnosti vaccin, скажіть, пожалуйста, какого количества вакцин срок годности уже истек, каких вакцин он истекает в ближайшее время, и что делается с вакцинами, у которых истек срок годности? La ora actuală, deci această, noi avem un lot de vaccin care terminul care a fost expirat pe 31 octombrie. Actualmente noi se colectează cazul în care avem doze neutilizate, pentru că vă dați seama dacă vaccinul acesta se repartizează în teritorii. La ora actuală dozele care nu sunt utilizate sunt preluate de către colegi de la agenție. Deci, cum vom avea totaluri, putem face publice și aceste cifre. Până la moment actual, toate loturile care au expirat, factorul de pierdere a fost sub 10%. Din nou, noi cunoaștem că flacoanele cu doze de vaccin, dar într-un flacon se conțin mai multe doze. După deschiderea unui flacon, aceste doze pot fi administrate doar pe parcursul unui anumit număr de ore în dependență de vaccin. De aici reiese și un anumit factor de pierdere. Am menționat că pentru loturile anterioare care au expirat, acesta a fost sub 10. Pe 31 octombrie a expirat un lot de vaccin AstraZeneca, pentru care noi ne așteptăm să avem o cantitate mai mare, dar cifra exactă nu pot să vă dau. Ziceam că la moment se colectează acest vaccin din teritoriu. Acestea susținea că până pe 31 octombrie expiră un lot de 5.000 de doze de AstraZeneca, iar până la sfârșitul lunii noiembrie este un lot de 15.000. Se cunoaște plus minus care ar fi procentul de pierdere din cel de 5.000 sau deocamdată colectat? Da, vă ziceam că el a expirat la 31 octombrie. Astăzi deja nu putem folosi, nici sistemul nu acceptă sau da, sau nu permite. Astăzi se colectează acest vaccin restant și vedem care au fost dozele neutilizate. Ceea ce este important, că avem vaccin asigurat, da? Avem vaccin cu termen bun de validitate disponibil în fiecare centru de vaccinare. Deci 5.000 doze care nu este numai 5.000 doze, cum ani vor utiliza? Cum ani vor utiliza 5.000 doze? Ele nu vor fi utilizate și procedura obișnuită care se aplică oricărui medicament cu termen expirat, exact aceeași procedură va fi aplicată și în cazul acestui vaccin. Care?
Da, există procedura de distrugere a medicamentelor expirate. Vaccinul este un preparat medicamentos, exact aceeași procedură este, se aplică. Da? Deci, noi și cunoașteți că în mare parte sau un număr considerabil de vaccinuri a fost recepționate de către Republica Moldova în calitate de donații, ce aceste clarificări sau raportări, ce trebuie să vedem care sunt și condițiile acestor contracte de donații, dacă există careva cerințe privind restituirea acestor doze. Dar asta spuneți despre procente. În numărul de doze, asta care o sună? Procentul pe care îl aveți? Da, eu acum nu pot să vă dau numărul exact, dar putem face publice aceste date per fiecare tip de vaccin care a fost expirat. Șencuna, vreau să știm dacă a început vaccinarea sezonieră împotriva gripei. Da, vaccinarea sezonieră împotriva gripei a început. Moldova a recepționat deja un prim lot de vaccin antigripal, care a și fost distribuit deja în teritoriile țării. A fost emis și un ordin a Ministerului Sănătății în acest sens, ca și în anii precedenți, grupurile prioritare sunt lucrătorii medicali, sunt persoanele în vârstă cu comorbidități, sunt femeile gravide care prezintă un risc pentru complicațiile în cazul în care sunt infectate cu virusul gripal. Persoanele din toate aceste categorii se pot prezenta la centrele de sănătate, unde astăzi, deci toate centrele de sănătate dispun de acest vaccin antigripal. La fel, cazul în care avem o persoană nevaccinată împotriva COVID, acest vaccin poate fi administrat concomitent, deci în aceeași zi. La fel, există recomandări clare care au fost transmise către toți lucrătorii medicali în acest sens și este foarte important să respectăm și măsurile de protecție, cum este distanța fizică, purtarea măștii, care sunt măsurile eficiente și în cazul gripii. Anul curent, primele cazuri de gripă au fost înregistrate în Republica Moldova mai devreme decât de obicei. Noi încă nu știm la ce să ne așteptăm în evoluția procesului epidemiologic prin virusul gripal. De ce este foarte important să ne asigurăm că respectăm măsurile și nespecifice de protecție. Dar câte cazuri au fost înregistrate până acum, dacă aveți cifra? De două cazuri cunosc la siguranță, dar putem să vă prezentăm datele actualizate. Ele sunt plasate pe pagina web a Agenției Naționale de Sănătate Publică și puteți să le vedeți. Despre lotul de vaccin, cam câte doze au fost recepționate pentru gripă? Cum ca să nu greșesc, nu vă spun cifra exactă, dar informația aceasta imediat pot să vă pun la dispoziție. Cazul cu băiețelul de 2 ani depistat la aeroportul din Tel Aviv a mai fost confirmat? Sau? De 2 ani. Băiețelul de 2 ani, da. Referitor la cazul respectiv, la Ministerul Sănătății nu a parvenit nicio informație oficială, nici prin canalele diplomatice, nici prin mecanismele care avem în cadrul regulamentului sanitar internațional, deci nu dispunem de careva detalii și nu am fost informați decât din sursele mass media. Adică nu că informații, nu am văzut informații decât cea care a fost în sursele mass media. Doamna Nicolescu, la începutul lansării săptămânii imunizării, anunțați că vă propuneți să vaccinați aproape 70.000 de oameni. Totuși, astăzi ați spus că sunt doar 33.000 de oameni. Care este problema? Din ce cauză nu s-a atins obiectivul propus? Foarte corect menționați că atunci când am lansat campania de imunizare, am stabilit și o țintă care ne-am propus să o realizăm. Necătând la faptul că ținta nu a fost atinsă, ziceam și anterior că nu ne oprim la 7 zile din săptămâna imunizării, dar a fost o
un imbold pentru înviorarea și lucru care ne propunem și care trebuie să-l asigurăm în continuare printr-un efort comun este să accelerăm ritmul de vaccinare. Din motivele mai des invocate de către populație, da, și din comunicările care le avem cu cetățenii, avem încă un număr semnificativ de persoane care au o atitudine de așteptare. Deci sunt într-un regim de așteptare și este exact lucru care îl menționează, că mai așteptăm. Deci în acest sens vreau să mă adresez către toți că de fapt așteptarea în cazul dat este la fel de periculoasă ca nevaccinarea, pentru că noi zilnic suntem expuși riscului de infectare și pericolul nu a dispărut, necătând la această dinamică pozitivă care am înregistrat săptămâna precedentă. Trebuie să înțelegem că timpul nu așteaptă și nu iartă și de fapt așteptarea ne va costa foarte mult. Deci toate persoanele care a fost suficient să așteptăm și să vedem că astăzi și v-am dat cifrele că din 293 de persoane care le-am pierdut și care au decedat pe parcursul săptămânii precedente, de fapt toate aceste cazuri sau majoritatea, mare majoritatea lor ar putea fi prevenite, pentru că din 293, 274 sunt persoane neimunizate care nu au administrat vaccin. Deci trebuie să facem alegere corectă, să alegem în favoarea vieții, să alegem sănătatea și doar împreună, cum ziceam și anterior, prin eforturi comune putem învinge pandemia prin vaccinare. Скажите, пожалуйста, идет ли Министерство статистику граждан, которые не пришли на вторую дозу спустя назначенное количество времени? И что дальше с ними будет? Vreau să spun că atât persoanele care nu s-au vaccinat, cât și persoanele care și-au administrat doar un singur vaccin, sunt contactați proactiv de către medici de familie cu invitație personală de a se prezenta la vaccinare, deci dispunem de toate datele de contact. Aceste invitații sunt lansate și persoanelor cu schema incompletă și cei care încă nu au reușit să beneficieze de vaccin. Se lucrează foarte mult în cadrul sistemului de sănătate. Medicii și lucrătorii medicali sunt, pe lângă faptul că sunt implicați în tratamentul pacienților cu COVID, la fel duc o muncă enormă în sensul încurajării vaccinării. Da? Și aici încă o dată vreau să aduc mulțumire tuturor lucrătorilor medicali care, inclusiv sâmbătă și duminică, sunt dispuși, sunt disponibili să se prezinte la centrele de vaccinare doar ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea să beneficieze de vaccin. Точная цифра неизвестна, допустим, сколько после Pfizer или после AstraZeneca, или где не пришло спустя назначенное время. Bine, în cadrul Ministerului Sănătății noi nu ducem această statistică, dar după dinamica dozelor administrate, de fapt, vedem că astăzi în mare parte sunt persoanele care își administrează prima doză. Da? Dar cu certitudine la fiecare centru de sănătate, da, această activitate este realizată. Vaccinarea cu a treia doză ar putea începe luna asta? Vaccinarea cu a treia doză va începe imediat ce avem schemele detalizate, prezentate, propuse de specialiști și va fi inițiată la acel interval de timp recomandabil. Da? Deci cunoaștem că trebuie să existe o perioadă minimum de 6 luni sau de la distanță după administrarea dozei 2. Ziceam că avem și o categorie de persoane care și-au administrat primele doze în afara țării și ar putea beneficia mai sau primii de către această doză 3. Imediat cum avem toate detaliile și clarificări din partea specialiștilor, inițiem sau lansăm acest proces. Mulțumim.